Fiecare copil, atunci când vine pe lume, aduce de fapt cu el mesajul că există miracole, că Dumnezeu încă ne iubește și ne vorbește, că există speranță. Fiecare copil reprezintă de fapt o lume în sine și o mare taină. Nașterea în sine reprezintă o mare taină. Aparent, el este rodul părinților săi, însă mai există un element care îl face nu doar uman, ci îi dezvăluie și apartenența divină. Sufletul. Suflet pe care nu știm să-l explicăm, să-l reproducem, dar știm că fără el nu există viață. Evident, pentru cei care cred în cuvântul Scripturii, lucrurile devin simple încă din primele sale pagini, unde ni se spune că a făcut Dumnezeu pe om după chipul său și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Nu întâmplător, odinioară, actul nașterii avea o semnificație sacră, iar cea care ajuta la aducerea copiilor pe lume, moașa, avea în comunitate un statut aparte. Astăzi, în mod nedrept, rolul moașei, odată cu dezvoltarea medicinei, a intrat treptat într-un con de umbră. Multe femei aleg să nască prin cezariană. OMS avertizează că în ultimii ani România este fruntașă la acest capitol, deși nașterea naturală este cea mai sănătoasă. Totuși, această vocație de a fi moașă s-a mai păstrat. Le mai găsim, destul de greu, dar nu au dispărut. Astăzi îmi face o deosebită plăcere să o avem alături de noi pe una dintre cele mai cunoscute românce practicante a acestei nobile misiuni. Din păcate, aprecierea nu i-a venit din țară de unde a trebuit să plece, deși și-o iubește nespus și o promovează pretutindeni, ci din Germania, acolo unde a fost primită cu brațele deschise. Astăzi a împlinit binecuvântata vârstă de 73 de ani, dintre care 50 i-a petrecut aducând pe lume mai puțin de 11.000 de copii. Practic, un orășel întreg sau o lume de lumi. Landul Bavaria, în care trăiesc numai puțin de 13 milioane de locuitori, adică mai mult de jumătate din populația României, i-a oferit cea mai înaltă distincție în acest sens, medalia jubiliară pentru 50 de ani de activitate continuă ca moașă. Este singura persoană care a primit o astfel de distincție vreodată în Germania, o româncă din Babadac. Tot nemții i-au oferit recent, în dar, o gală aniversară la care au participat nume celebre din întreaga lume. Iar astăzi, mă bucur să o putem celebra și noi, pe doamna Nedi Stăncescu, aici, acasă, pe scena realității spirituale. Să rămână, stimată doamnă! Bună ziua! Am să încep prin a mă corecta. Și asta pentru că, într-o discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră, mi-ați mărturisit că scena pe care vă simțiți cel mai bine este sala de nașteri. Așa e. Și am să vă întreb dacă cumva în acest intro de emisiune am greșit spunând că nașterea este un act divin. Nașterea este un act divin. Dar în primul rând trebuie să vă mulțumesc că m-ați invitat, pentru că această emisiune mi-a atras atenția pentru invitație dumneavoastră de o mare valoare. Din păcate, de vârsta mea, majoritatea. Și cred că misiunea acestor oaspeți pe care dumneavoastră îi aduceți pe această scenă m-au încurajat să transmit cât de importantă este nașterea pentru evoluția omului. Deci nu este de... Nu trebuie să ignorăm cum naștem noi femeile și cum aducem copiii pe lume, cum se nasc copiii. Vorbiți acum de pregătirea nașterii? Nu. Vorbesc de tot ce înseamnă de la 3 luni de gravidie și până copilul prin mâinile mele, unde simt o energie foarte curioasă, care nu vine numai de la mine, acest copil este dat mamei și tatălui, pentru că această modă este într-adevăr
Și pentru mine a fost și pentru mine o noutate în anul 1980, când, după 10 ani de practicarea meseriei în Constanța, în Spitalul Unificat Constanța, unde erau foarte multe nașteri. Îmi spuneați că aveați câte 12 nașteri pe zi? Eu personal am ales punctul, am terminat cu o notă foarte bună și sala de naștere era cea mai căutată de toate moașele. De ce? Aveam salarii proaste și se primea la naștere întotdeauna, nu numai săpunul care ne curăța și prosopul, așa învățau bunicile, mamele viitoare, ci se mai dădeau și bani. În schimb, mie mi-a plăcut, am fost întotdeauna o încăpățânată, o doritoare să aflu întâi ce poate să fie negativ la naștere sau unde este punctul. Vreau practic să aflați taina nașterii în profunzimea ei. Da, dar culmea, acolo unde m-am dus eu cu notă mare, nimeni nu voia să meargă, pentru acolo erau copiii nedoriți. Copii cu mame care aveau sifilis, copii cu mame care aveau o sarcină toxică, copii cu mame care aveau membrane rupte, dar acolo am învățat totul. Pentru că nu se întâmpla des așa ceva. Altfel nu mi-ar fi plăcut și nu mi-ar place și astăzi să prefer scena mea, sala de naștere, decât să merg cu soțul meu în Tenerife. Deci eu și astăzi prefer sala de naștere, de asta am și numit în cartea mea că scena mea e sala de naștere, dar să știți că foarte multe lucruri am aflat tocmai prin acești copii care nu erau doriți. Nu erau doriți. Nu erau doriți nici de cei care ajutau la naștere. Deci femeile în România, în anii, eu sunt promoția 1970, deci între 1970 și 1977, eu cred că am avut peste 1000 și ceva de nașteri pe care nimeni n-a putut să mi le spună, pentru că noi nu făceam o statistică. În Germania trebuie la orice naștere, până în 1999, în Germania la fiecare naștere noi plăteam 3 euro la stat și înregistram toți copiii și mergeam noi și declaram pe copii. Deci eu sunt și o moașă care nu am lucrat niciodată în schimburi. Eu întotdeauna, și asta am înființat eu în 1983 în Germania, ca femeia să mă cunoască în timpul sarcinii, să mă cunoască la naștere și să mă cunoască până la un an de zile, când copilul are nevoie totuși de conciliere, dacă nu sunt bunicile cum sunt la noi în România. Deci doctorii care aveau, eu aveam 28 de ani, ei aveau 60, aveau copiii care le prelua cabinetele și ei au început să-mi spună Nelly, de fapt Nelly nu mă cheamă pe mine, mă cheamă Nela, dar ei m-au numit Nelly. Nelly, tu știi ce am învățat noi acum 40 de ani de la moașă, deci doctorii. Sunt de două feluri, mamoși, care fac numai naștere, și chirurgi sau ginecologi care de fapt fac operații. Cred că nu mai există nici în Germania mamoși, ci mai mult chirurgii. E o vocație pe cale de dispariție? Din păcate, da. De asta cred că Dumnezeu m-a făcut cu ultimele mele 13 nașteri în Germania, culmea, în timpul pandemiei, între 21 aprilie și 1 septembrie, 13 nașteri, în care am fost pur și simplu sabotată să nasc femeile cum știu eu, numai cu mâinile, că nașterea este o curățenie. Adică nu vă lăsau să nașteți? Nu mă mai lăsau, pentru că nu mai aveam doctorii bătrâni și copiii lor dispăruseră deja, nu mai făceau nașteri, pentru că e o meserie grea să stai 24 de ore din 24 și să te duci la naștere atunci când Nelly consideră că copilul vine vineri, vine sâmbătă, vine de ziua ei sau vine de Paște.
Deci nu se întrerupea la nașterea la noi, nu se făceau planificări. Ajutați-mă să înțeleg. Da. Îmi spuneți, practic, faptul că erați la dispoziția și sunteți la dispoziția viitoarei mame pe toată durata travaliului ei, pe toată durata de dinainte și în timpul operațiunii în sine. Asta înseamnă că dacă mama alege un medic, să spunem, și medicul respectiv în perioada în care tânăra mamă ar trebui să nască are un concediu, fie mama alege să nască mai devreme ca să fie cu medicul respectiv, și asta presupune, bănuiesc, o cezariană, fie apelează la alt medic sau în alte circumstanțe. Înțeleg greșit? Nu, dar trebuie să fac o mică precizare. În primul rând să nu fac, să nu creadă lumea că eu sunt contra medicinei sau contra naturii, pentru că sunt două metode. Da, nu am spus lucrul acesta. Nu, naturalețea, unde și în România a început să se propage, numai natură și numai medicină. La noi, în Germania, eu am reușit ca doctorul să fie întotdeauna în spatele meu. Și acești doctori sunt de mare valoare, care recunosc că eu sunt cea care, de fapt, îl fac să vină atunci când e nevoie. Și doctorul e întotdeauna la naștere, dar noi avem voie să naștem în Germania și fără doctor, atâta timp cât copilul nu are probleme. Deci asta e diferența între România și Germania. Nu există în Germania un doctor să vină să mă dea la o parte de la naștere și în momentul în care, când copilul îi merge bine, pentru că moașele poate să-l dea în judecată. Pentru că sunt aceste aparate unde se vede cum îi merge copilului. Și dacă se vede că îi merge copilului bine, doctorul nu are voie. În schimb, eu am avut un mare noroc. Pe mine m-au iubit foarte mult doctorii în vârstă. Unde eu, de fapt, în prima clinică în Germania, a fost o clinică a franciscanelor, deci a unui ordin bisericesc, care aveau biserica în această clinică, una dintre cele mai renumite clinici din Bavaria, chiar în Königsplatz, deci în partea unde vorbea regele, și Hitler a vorbit tot acolo. Aceste franciscanerin au primit această clădire ca să facă o clinică de naștere de la un om bogat evreu care a trebuit să plece din Germania în anii 40. Deci am avut marele noroc să fiu într-o clinică unde medicii aveau cabinetul și ei veneau la naștere, dar ei lăsau totul pe mâna acestor franciscanerin, care nu permiteau la început să vină moașe externe, ci ele făceau totul. Deci ăsta a fost norocul meu, că acești doctori în vârstă observau că eu în mai mult, eu n-am avut naștere care să dureze mai mult de 6 ore. Deci 3 ore era, ei mi-au spus, tu naști femeia foarte repede. De ce naște femeia repede? Pentru că are încredere. Pentru că la naștere femeia trebuie să relaxeze. Este un cuvânt al nostru latinesc. Tot ce este omenesc este erlaubt. Nu știu cum să spun erlaubt. Este de recunoscut. Deci o femeie la naștere are foarte multe gene pentru că ea trebuie să vomite. Deci o femeie care vomită mă face fericită, pentru că copilul își face loc și dă afară ce nu trebuie. Deci de aia eu spun, nașterea e o curățire. Deci nici o femeie care naște natural nu are senzația că primește copilul, ci are senzația că ea se rușinează că face în pat ceva. Și eu le explic la femei întotdeauna. În momentul în care ai senzația asta, copilul spune, Doamne, ce bine! Ce bine că îi spui mamei mele să mă lase liber, să nu se jeneze. Și tu îi preiei toată rușinea pe care o ia ea și te ascultă pe tine.
Deci eu am o relație extraordinar de bună, sau am avut o relație extraordinar de bună până în 2020 cu doctorii. Eu am fost prietena și colegă cu ei, eu nu am fost niciodată angajată lor. Deci eu le-am adus pacientele și, așa cum ai spus și tu, veneau paciente, că trebuie să spun și asta, cu toate că eu mă jenesc să spun că au venit paciente, mă și întrebam de ce vin de toată lumea paciente la mine. Deci veneau paciente la mine pentru că ele simțeau că eu știu ce vrea copilul și ce mama nu mai simte, mai ales acum din anul 2000, când, din păcate, mama nu mai este în legătură cu copilul, ci în legătură cu internetul, cu moda nouă de a naște, de a crește copilul. Și cred că asta m-a făcut să vin la emisiunea ta, care este o emisiune superbă. Se pierde contactul cu Dumnezeu și omul se reconectează la internet, de fapt, prin acest... Chiar... nu numim numai Dumnezeu, să numim numai că tu ai spus, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Se pierde contactul cu noi. Eu, ca femeie, îmi pierd contactul vrând să mi se arăte copilul, care de multe ori îmi spune, Nelly, ce văd ei e o minciună. Ce simți tu cu mâinile tale e adevărul. Fă-o pe mama mea, te rog frumos, mama mea trebuie să fie relaxată. Păi ia să o ajuți, că eu sunt bine. Atâta timp cât dați-mi simți. Voie, pentru că s-ar putea să părem că... avem așa un discurs care vine să strice ordinea și rânduiala lumii în care trăim acum, dar n-aș vrea ca ceea ce spuneți să nu fie completat de ceea ce spun, de fapt, pacientele noastre. Pentru că această carte, care e de mare succes în Germania, sper să apară și în România, mi-aș dori din tot sufletul, cuprinde mărturii ale unor personalități, ale unor oameni simpli, despre ceea ce înseamnă nașterea alături de o moașă. Aș vrea să subliniez câteva dintre numele persoanelor care v-au călcat pragul. Și știu că nu vă place să fac lucrul acesta, dar jurnalistic e bine să prezentăm informația completă. Printre cele Pot care... Pot să vă spun ceva? Sigur că da. Întotdeauna am avut senzația că, într-adevăr, au născut la mine foarte multe persoane, foarte multe, deci mai mult de 100 de persoane cunoscute aproape în lume. În schimb, colegele mele întotdeauna mi-au un tăștel înseamnă mi-au găsit un motiv numindu-mă moașa care naște numai staruri. Nu e adevărat. 9.000 și 870 de nașteri făcute în Germania, pe care le-am scrise, deci sunt date și la Finanțamt, demonstrează că din 9.000 și au fost 100, dar ceilalți au fost oameni normali. Da, dar totuși aș vrea să punctez aceste câteva plăcere, nume. Cu plăcere. Vorbim de Maria Maxakova, celebra soprană rusoaică din nepoata celei mai mari soprane din Rusia, Maria Maxakova. Vorbind de soția lui Mario Gomez, vorbind de soția lui Oliver Bierhoff, Oliver Kahn, și am enumerat aici trei dintre cei mai importanți jucători ai naționalei Germaniei. Eu vreau să spun că Breitner și Rummenigge au fost pentru mine foarte importanți, pentru că erau părinții care erau foarte noi în meseria asta de a veni la naștere. Deci și Rummenigge. Da, dar venea întotdeauna o oră după naștere. Câți copii a avut? 5. Primul în Elveția și 4 la mine. Ok. Claudia Jung, una dintre cele mai cunoscute artiste din Germania. Cântărețe. Fosta soția lui Boris Becker, celebrul manechin Barbara Becker. Aveți prinți indieni care ulterior și-au botezat copiii cu numele dumneavoastră. Da, la preotul Felecan, care acum e pensionar în Cluj. Deci, dar nu numai. Am 20 de Nicolae și Niculina, nemți,
catolici care nu puteau să-și boteze copiii, că ei plătesc foarte mulți bani pentru biserică, se retrăgeau și eu i-am botezat, le-am spus că eu nu-mi preiau meseria de nașe, pentru că acolo în Germania e foarte important să fii nașe, deci copilul ai trebuie să ai grijă. Deci am foarte mulți Niculai și Niculina. Să te cheme Niculina Weiss este puțin cam curios. Asta este de fapt acea declarație de dragoste de care spuneam mai devreme, pe care o aminteam puțin mai devreme, când ați spus că vă iubiți atât de mult țara și credința. Faptul că într-o lume occidentală ați vorbit de România prin munca și misiunea, prin vocația dumneavoastră, iar apoi i-ați și botezat pe acești copii într-o credință și într-o cu un nume absolut românesc. Da. Care mie mult timp nu mi-a plăcut ca copil. Nu mi-a plăcut. Chiar am schimbat U cu O, Nicolina, că era un cartier în Iași. Dar acum îl iubesc. Sunt cea mai fericită. Că Sfântul Nicolae este așa de darnic și iubește așa de mult copiii și asta îmi place. Cred că ne-ar lua multe emisiuni să arătăm personalitățile care v-au trecut pragul. În partea dreapta mea este Nicolas. Verii lui Gypsy King, care au fost o perioadă, nu au fost prea împreună, și se numesc Las Royas, și el mi-a făcut chiar un cântec după ce și-a primit primul copil. Da. O avem pe Barbara Baker. A fost o întâmplare, ne-am întâlnit în Zurich, unde am fost altcineva invitată. Am fost întâmplare pentru că ei au fost extraordinar de, au fost primii mei prominenți care au fost așa de hărțuiți de presă că am și pus perdele în sala de naștere. Maria Maxakova, alături de mama sa. Ea e superbă și și-a permis să vină din Moscova în 2004. La primul copil, în 2008 și în 2016. A venit de 3 ori la mine și după o săptămână își lăsa bona și cu cineva din partea mea și zbura în Rusia și povestea că ea n-are nicio problemă, ea poate să cânte, că cântărețele de operă trebuie să cânte și la naștere eu le puneam să cânte pentru că ele nu știu să respire și să inspire. Cum? Atunci am să vă rog dacă recunoașteți ceea ce am să vă spun acum. Da. Eu m-am documentat și selectez, am selectat câteva din declarațiile celor care v-au trecut pragul cabinetului. Și una din declarații sună așa: cea mai frumoasă muzică a vieții mele a fost nașterea copilului alături de Nelly. Mama cântă, copilul fericit. Da. Este Caroline Petrick, cântăreață de operă americană, care la vârsta de 44 de ani află, după 17 ani de dorință de a avea copil, că este gravidă. Și naște într-o oră și jumătate, dar a fost așa de terminată de dureri, încât am văzut copilul nu-i merge bine și am spus: Caroline, cântăm. Și când a început să cânte Traviata, au venit toți din clinică și au spus: ce este aici? Și a spus: asta costă 200 de euro ca voi să ascultați. Da, pentru că era sala prea mică pentru ea. O femeie minunată și fata ei care s-a născut, Amelia, ea și scrie Amelos, înseamnă ceva cu opera, că tu ai mai multă cultură de operă. Amelia a născut la mine un băiețel acum 3 ani. Deci copiii copiilor vin și nasc la mine. Da, asta e Amelia. Acestea sunt mărturiile pe care, dacă le-am citit în totalitate, nu am reușit să terminăm tot acest sezon dedicat nașterilor pe care le-ați avut. Îmi povesteați și le-am văzut cu ochii mei, sunt aproape 5 cufăre în acelea mari, cu scrisori de dragoste, cu mărturii ale celor care v-au trecut pragul. Îmi spuneați aproximativ 3.000. Peste 3.000, pentru că
scriind cartea în 2018 până în 2019, în august am terminat-o, eu mi-am retrăit viața și am citit aceste, sau majoritatea acestor mărturii, pentru că eu întotdeauna mă întrebau ce au ele să-mi scrie mie după ce au făcut nașteri, n-au altceva de făcut. Și eu mi-am dat seama de fapt ce au simțit și ideea mea a fost ca în această carte nu numai profesorii cu care am lucrat sau doctorii cu care am lucrat sau colegele să scrie, ci ideea mea a fost ca pacientele să scrie. Și sunt paciente care 4 copii au primit la mine sau au primit 3 copii și ele scriu ca femeia să înțeleagă că naștere e ceva dumnezeiesc, pentru că întotdeauna este altfel, chiar dacă mama e aceeași. Pot să vă mai citesc o declarație? Da. Este a unei alte doamne care v-a trecut pragul și spune așa: mai bine să nasc cu Nelly sub un pod decât într-o clinică de lux. Dacă avem spectatori în München sau în Germania, altfel se spune: Liebe mit Nelly unter Isarbrücke, deci mai bine cu Nelly la Isar sub pod, pentru că acolo stau cei care nu au casă și beau, sunt oameni străzi, decât într-o clinică de 5 stele. Deci ea este Marianne Buchmann, o femeie de afaceri, care a primit copilul pe 11 august 1999 Sonnenfinsternis. Asta înseamnă când soarele a avut eclipsă. Și noi am fost singurii din toată Germania care în momentul ăla am născut. Deci am fost cunoscută și prin ce am spus eu la naștere, au venit toate televiziunile, pentru că asta este în Germania, să știți, să spune foarte mult că nemții sunt reci. Germanii la naștere, la botez, germanii și acum mă caută pe mine după 30 de ani, deci ei sunt foarte recunoscători, nu sunt reci. Așa se explică de ce v-au oferit această distinție. Am încercat să verific informația și să văd dacă ea se extinde mai departe de Germania, dacă această distinție pentru 50 de ani de activitate neîntreruptă se regăsește și în altă parte. 53, că și acum plec miercuri să fac 2 nașteri. Și nu am găsit. Scuză-mă că te întrerup. Eu fac o scenă așa de frumoasă în sala de naștere, încât femeia se simte foarte bine, bărbatul și mai bine, că bărbații sunt la naștere, pentru că eu îi preiau lui toate fricile. Deci eu îl pun pe bărbat foarte mult să facă ceva în timpul nașterii, să-mi deschidă dulapul, să-mi dea instrumentele. Și doctorul este întotdeauna în spatele nostru, dar nu vine în cameră până când nu îi spun eu, acum trebuie să primim copilul. Am să verific dacă această distinție pe care Bavaria v-a oferit-o nu înseamnă cumva, de fapt, un record european chiar. Am această bănuială că, pentru că până acum eu nu am găsit ceva care să mă contrazică din acest punct de vedere. Da, pentru că eu am făcut o naștere între... Deci eu nu am fost în spital numai când aveam orele mele de lucru, ci eu am fost la dispoziția femeilor și nu puteam să fac atâtea nașteri dacă o naștere dura 12 ore. Dar de ce femeia năștea repede? Pentru că femeia avea foarte multă încredere în mine și nu se jena. Ce se pierde prin pierderea identitatea moașei? Identitatea copilului. Identitatea copilului? Da. Pentru că sunt foarte multe moașe precis bune. În schimb, școala nu mai este ce am învățat noi la școală. Noi la școală, asta recunosc că am avut cel mai mult, a fost comoara mea, că în Constanța, 3 luni de zile am fost la școală și din a treia lună ne-au băgat în apă rece și ne-au lăsat singure să naștem. Asta a fost minunat, că noi am avut contact cu femeia, deci noi am controlat femeia. Dacă nu controlezi femeia, să vezi în timpul nașterii ce se întâmplă, ce spune copilul, deci eu sunt cunoscută
de foarte multă lume, că eu știu cum se naște copilul și ce probleme are. Și copilul se naște așa cum trebuie să nască. Dacă trebuie cezariană, da, dar nu când copilului nu mai merge bine, ci eu știu înainte de cel puțin 2-3 ore, când copilul îmi spune, Nelly, nu pot să parcurg acest tunel, pentru că rămân blocat. Te rog frumos, încearcă altfel. Și atunci au medicina și rog anestezistul și spun, domnule doctor, nu-mi face o anestezie cum scrie în carte, ci numai pentru o oră. În momentul ăla, femeia durerea o poate suporta, se relaxează și bazinul femeii, care s-a schimbat din 94 foarte mult. Bazinul unei femei din începând când 1994, pentru că eu am experiența, deci eu ce vorbesc în carte este experiența mea, nu sunt experiențe care le caută lumea în internet. Femeia s-a schimbat foarte mult din cauza că stă mult la computer, lucrează altfel. Femeia s-a schimbat mult pentru că feminismul a început să concureze, să spună noi suntem bărbătoase, noi reușim totul. Și nu observați că bărbații sunt feminini și femeile sunt masculine? Așa sunt și în corpul lor. Deci femeia învață în ultimul timp cum să facă nașterea și Dumnezeu spune prin copil, deci copilul pentru mine e Dumnezeu. Copilul ăsta nici nu vrea să fie văzut și controlat așa de mult de medicină. Vrea medicină, că Dumnezeu lasă totul, posibil, dar nu așa de multă medicină. Și femeia crede că prin a face ea ceva, ajută copilul. George, copilul este cel care decide nașterea, dar mama nu-l aude, nu-l înțelege. Și asta e calitatea mea. Eu simt, eu sunt un pod, sau cum se spune, un brâche, o punte între divinitate, care e copilul până când se naște, și viață. Și viața începe așa frumos la mine, după ce a venit copilul, îl simt în mâini, eu primesc energie de la copil, copilul de la mine, mama îl primește pe corpul ei, primește multe prosoape calde pe piele. Tatăl este acolo, îi las puțin să plângă până vine placenta de bucurie. De obicei, nemții nu plâng și nu se exteriorizează, dar ei simt și mă ia în brațe și plâng și nu mă lasă să plec de la naștere. Și după aia ce facem? După aia facem o sărbătoare mare de tot. El se duce și fericit că aduce și noi mâncăm, prăznuim, facem ceea ce trebuie făcut la naștere. Și după ce s-a născut copilul, ce mai fac eu? Îi fac botezul, baia moașei, care eu am simțit în 2009 că trebuie să îi învăț pe nemți. Deci tu trebuie să înțelegi că acești nemți au acceptat moștenirea noastră care o avem de la bătrânii noștri, ei au acceptat-o, acum eu mi-am făcut misiunea și simt că trebuie în România să le spun mamelor să nu își facă un program cum să fie nașterea. Deci începând cu 4 luni, asta vreau să învăț ce am făcut eu în 1983, niște povestiri pentru viitoare mamă și tată, ce spiritual simte copilul începând cu 4 luni. Copilul cu 4 luni nu-și dorește să pună mâna pe el toată lumea. Să mama să fie mai mult preocupată de ce trebuie să facă ca să nască bine, de ce să facă să rămână frumoasă. Știți că e o modă acum, dacă nu te pozezi gravidă fiind și nu pozezi și nu postezi pe Facebook, n-ai fost gravidă. Asta este pentru mine un lucru care deja e obișnuit. Tu știi, ești foarte tânăr, dar noi aveam așa o frică de KGB sau de asta, dar asta noi ne spunem tot ce avem în casă. Asta este moda, dar noi trebuie acești tineri care sunt totuși minunați. Eu am văzut singura tânără la tine, o fată minunată, dar care a avut o experiență tot cu Dumnezeu. O cântăreață. Paula Hriscu. Deci noi trebuie neapărat acestor tineret să le povestim. Nu mai are nevoie lumea de personalități, ci de povestitori, de oameni iubitori. La tine eu am cunoscut România. Eu n-am cunoscut, că eu am plecat la 28 de ani. Dar eu am cunoscut România la tine în emisiune. M-am îndrăgostit de un actor care vorbea de Dumnezeu așa de frumos și de albine.
Deci eu n-am știut asta. Dorel Vișan? Da. E cea mai mare dorință mea să-l întâlnesc, să stau de vorbă cu el. Mi-a plăcut enorm o doamnă doctor care mi-a povestit mie ca și medicinistă, că sunt și medicinistă, că sunt cruci în sângele nostru. Doamna doctor Mihaela Gheorghiu? Da. Mi-a plăcut o doctoriță superbă care spunea că era foarte prost tratată pentru că trata oamenii cu pielea și că era mizerabilă pielea și era așa îndrăgostită. Olga Simionescu, da, doamna profesor. Da. Și mi-a plăcut domnul Duncan, care este o personalitate care ne învață așa de mult. Asta am simțit eu că trebuie să facem pentru nașterea acestor copii. Și să-ți mai spun ceva, pe 25 mai anul trecut, din Austria m-a sunat o asociație de psihologi pentru copii. Deci erau 50 de persoane, eu eram a 50-a, eu eram prima moașă și m-au rugat dacă vreau să iau parte la acest congres pentru copiii viitorului, care sunt deja tratați, că sunt foarte, nu au foarte multe atenție, sunt foarte dezordonați sau foarte neliniștiți, care au autism. Și eu le-am spus, halo, noi nu trebuie să-i tratăm când merg deja la grădiniță, că cele de la grădiniță n-au nicio răspundere. Noi trebuie să-i tratăm, nu pe ei, ci mamele începând cu 4 luni. Să învățăm mamele. Ceea ce simt mamele, fricile mamelor, se duc pe copil. Deci asta mi-ar place mie, să merg la școală, la copiii de 15 ani, să le explic ce frumos e nașterea, ce frumoasă e nașterea. Nu trebuie sexualitate să le spui la copii, să le explici, să le spui ce frumos e când se naște un copil. Când copilul, vineri pe 13 august, trebuie să fie născut, pentru că doctorul pleacă în concediu. Eu n-am nimic cu doctorul și femeie de vină că se lasă la așa ceva. Și să-ți mai spun încă ceva, nu-mi voie să spun, George, nu? Da. Să-ți mai spun ceva, George. Aceste mame au foarte multe probleme după aceea cu depresiunea. Deci cu depresia? Noi, da. Pentru că în timpul sarcine li se spune și li se face frică, li se dă hormoni de foarte multe ori. Eu nu sunt de acord, în cartea mea scriu totul. De asta această editură a scris peste tot ce spune această persoană, este experiența ei. Nu este o statistică. Deci eu nu le dau voie să ia vitamine vara. Halo, în Bavaria te duci, mănânci sparangel, mănânci mere sau căpșuni și nu iei vitamine. Pentru ce? Asta schimbă și osificarea capului copilului. Deci copilul nu mai are fontanela mare. Deci dacă fontanela mare este foarte osificată, copiii se uită numai în sus și nu se poate rota și atunci va fi iarăși un motiv ca să fie cezariană, așa cum este motivul să fie cezariană la copiii din Germania dacă vin cu fundulețul. Dar cei cu pelviană e cea mai frumoasă naștere. Cea mai frumoasă naștere și ușoară e pelviană. În schimb, nu mai fac din 1997, am peste 300 cu doctori împreună, pentru că, într-adevăr, femeile știu mult și în momentul în care iese capul copilului, femeia se poate să și atunci nu poate să iasă umerii. Și doctorii nu mai sunt școliți, le e frică. Deci ei și foarte mulți doctori din ziua de azi, care au 60 de ani, nu numai în România, și în Germania, preferă să facă mai repede cezariană decât să aibă probleme cu avocații după aceea. Mă uit la ceas și îmi dau seama că ne apropiem de final. Îmi pare atât de rău pentru că, practic, noi n-am apucat nici măcar foarte puțin din ceea ce ne-am fi dorit să aducem în această emisiune. Dar poate că, de fapt, ăsta este un motiv ca din această întâlnire să facem o invitație pentru alte ediții. Și acum, pentru că suntem totuși aproape de final, am să vă întreb încă o dată, ce se pierde prin această punere deoparte a vocației moașei? Și o întrebare personală, dacă
în toată această experiență de viață v-ați simțit un instrument în mâna lui Dumnezeu sau considerați că ceea ce ați reușit să faceți se datorează cunoștințelor acumulate, modului în care ați învățat de la profesorii mari pe care i-ați avut? N-am învățat de la niciun profesor. Am învățat de la Rodica Ionescu, o moașă simplă, dar cu... din Constanța, care nu m-a lăsat doar să mă uit ce face, dar nu m-a învățat deloc. Și asta m-a făcut să înțeleg de ce îmi spunea că eu trebuie să vorbesc mult cu femeile. Să scot tot de la ele, că mama, de fapt, prin ce povestește, este vocea copilului. Și atunci e harul lui Dumnezeu? Mi-am dat seama că e harul lui Dumnezeu, nu în Germania. Pentru că eram așa de iubită de doctor și căutată de lume, că a început să fie frică. Și primeam foarte multe flori, mie nu-mi plac florile. Nu-mi plac florile, că nu vreau să fie tăiate florile. Vreau să stea în locul lor. Dar mă duceam în biserica acestor maici, lăsam florile și mă rugam, pentru că mi-era frică să nu greșesc ceva. Și de foarte multe ori am început să simt la orice naștere, din 2009, cam 95% din copii au fost cei care m-au căutat și m-au găsit. De ei fapt, mă căutau. Așa este dedicația, care se găsește în această carte. Și spuneți așa, dedic această carte copiilor care m-au căutat și m-au găsit. Pentru că eu am simțit ce trebuie făcut să se nască sănătoși, să nu aibă probleme și despărțirea între mamă și copil să fie așa de frumoasă ca mama să-i dea voie să se singur să se dezvolte. O mamă nu trebuie să aibă frică de copil, dar dacă nu știe și nu este la naștere, ghidată puțin de cineva care... Și eu am simțit și prin motivul că soțul meu a făcut foarte la bătrânețe, a făcut facultatea de teologie. El m-a învățat multe, că el ca copil a fost bătut de învățătoare, că la 7 ani, în clasa 1, a ridicat mâna și a spus că cine a adus lumina n-a fost Ilich Lenin, ci a fost Dumnezeu. Eu foarte mult am învățat, totuși, prin bătrânii mei, prin bunica mea. Părinții nu. Părinții se închinau înainte de masă și după masă, dar nu practicau. În schimb, bunica mea, care tot timpul ne spunea, în Visterna, de exemplu, ne spunea, Dumnezeu e lângă noi. Și spunea, bunică, dar tu îl vezi? Draga mea, nu trebuie să-l vezi, trebuie să-l simți. Și asta le spun, da, femei, iubitelor, nu trebuie să vedeți copilul, să-l simțiți. Și asta vreau să le învăț. În schimb, am observat că în România, în Germania, este o naștere naturală, dar foarte lungă, foarte lungă. De multe ori depășește 30 de ore. Deci copilul este obligat cândva să zică, lăsați-mă în pace, să-mi fie mie rău, că atunci, numai atunci când copilul merge rău, se intervine în Germania. Până atunci nu. Și în România am observat că majoritatea, și băiatul meu mi-a spus, mama, au nevoie de tine, femeile. Majoritatea femeilor vor să fie mame superbe, făcând cursuri, dar ducându-se foarte mult în zona cealaltă încât să facă cezariene, pe care le programează orică e chic data. Doctorii nu sunt de vină. Eu cred că dacă femeia ar spune nu, eu vreau să încerc și eu nu sunt contra cezarienei, dar trebuie să încercăm, dacă nu luăm hormonii. 3 hormoni sunt la naștere, dragul meu, George. Prostaglandinele, männliche, bărbătești. Oxitocinele, femeiești, hormon femeiesc. Și endorfinele, hormonul fericire, ca femeia să uite ce, chiar dacă are 3 ore de durere, femeia e disperată, dar uită după aia și fericirea i-o dă acest copil. În schimb, am avut o experiență, că m-ai rugat să explic ce experiență am avut în România. În 2009, am născut în România 2 persoane, în 3 ore, și o prietenă a băiatului meu, dintr-un oraș mare, a vrut să vină. Eu am cel puțin 15 persoane din România care au venit din satul mare, din Buzău, din Constanța, din București, în München. Și mi-era milă câți bani trebuia să plătească pentru
nu pentru mine, ci pentru cei din spital, că se plătește la spital, și de sărbători în 2009 sau 10, îmi spune Cosmin, care o prietenă și neapărat trebuie să o ajut, că e o fată minunată și o cunoaște. Și am spus, Cosmin, eu vreau să mergem cu porcul, că vreau și eu să vin în România, că veneam foarte rar. Și atunci am rugat o cunoștință de-a mea bună, o rută de-a mea bună, să-mi dea voie, să-mi dea o adresă a unui medic din orașul respectiv, căruia să-i spun că eu am posibilitatea și în România să fac nașteri, că eu sunt o persoană care simt la naștere și nu-l pun în problematic pe el, nu-i fac probleme și îl chem la timpul potrivit, dar să mă lase să încerc. Acest doctor nu s-a uitat deloc la mine tot timpul, cu toate că știa că persoana care m-a trimis era rudă și era o cunoștință bună de-a lui. Nu s-a uitat deloc la mine, dar în momentul în care am spus că eu vreau să încerc natural, atunci prima dată m-a privit și m-a întrebat, cum vreți natural să încercați? Zic, sigur că eu întotdeauna încerc natural. Chiar și dacă e pelviană, măcar o clismă, ceva trebuie să încep ca să știe copilul că vine pe lume. La care am spus, doamnă, scuzați-mă, dar părerea mea este ziua de astăzi, femeia care naște natural o vacă. M-a durut așa de tare, pentru că era un doctor frumos, cunoscut, care avea încrederea atâtor femei care veneau de peste tot să nască cu el, și el a avut puterea unei străine să-i spună gândul lui interior. Și eu, care sunt foarte, când cineva nu e drept cu alții, nu numai cu mine, eu sunt foarte țufnoasă, sunt rea de gură. Dar eu m-am planificat și am spus, liniște, Nelatu, trebuie să fii liniștită și să răspunzi. Și atunci el nici n-a avut timp să se pregătească și eu l-am întrebat, domn doctor, îmi dau seama că dumneavoastră aveți așa de puțin timp, dar am o singură întrebare, vă rog frumos. O întrebare am, pe care să-mi răspundeți. Cum a fost născut de mamă și cum a fost mama de bunică? Zice, natural. Zic, îmi pare rău, sunteți un bou făcut de două vaci. Scuză-mă, e foarte urât ce spun la o emisiune așa frumoasă, să mă ierte cel de sus, dar a trebuit să spun acest lucru pentru că a trebuit acele mii de femei care au plătit ca un... Nu era mamoș, că dacă era mamoș, iubea meseria. Și precis era un băiat drăguț, dar a vrut să mă dea puțin la o parte și să-mi spună, cine ești tu, o moașă care a plecat de aici, te-ai dus și tu în Germania și vii să-mi faci mie planuri. Deci dacă noi, cei care lucrăm în meseria asta, gândim așa, cum să învețe mamele ceva? Sau dacă colegele mele și în Germania învață femeile cum să respire și să inspire și uite această femeie de 44 de ani, una dintre cele mai mari cântărețe din America, care a venit în München. A născut într-o oră jumate și nu putea să respire cum trebuia, că ea era cântăreață de operă. Și Mașa de fiecare dată a cântat la naștere. Deci trebuie să simți, noi trebuie, cei care facem nașterea, să ne schimbăm în primul rând, nu mamele, noi. Și aș vrea, dar nu cred că o să pot să fac asta, dar măcar să le povestesc la cei tineri să n-aibă frică de naștere, că este ceva. Deci eu simt pe Dumnezeu la orice naștere care e grea, plec câteva minute, mă duc, nu că nu sunt habotnică să mă rog, sau, dar simt că mă unesc cu El și simt, după ce controlez mama, vaginal, ce vrea copilul. Asta e. Și asta se numește și osteopatie. Deci o simt femeia în interiorul ei cât e de crispată și nu lasă copilul din cauza care are frică. Deci trebuie să iei femeii frica de actul ăsta care se întâmplă. Ca să vă răspund la prima întrebare pusă, dacă sunt o punte între divinitate și viață, eu cred că mi s-a dat un dar la nașterea mea, un dar care vreau să-l fac să fie cunoscut numai atunci când crezi în Dumnezeu, când crezi că este ceva care nu vedem,
și când și îmi asum această răspundere de a spune că eu într-adevăr la naștere îl simt pe Dumnezeu foarte des.